Salutare! Hai să vă explic o chestie. Am văzut că mulți dintre voi vă supărați foarte tare când îmi adresați diverse întrebări și așteptați de la mine o explicație juridică. Și eu vin și vă spun din punctul meu de vedere, în opinia mea, în interpretarea mea. Și vă supărați că fac chestia asta. Nu ar trebui, nu vă mai supărați. Iată care e motivul. Nu vreau să greșesc. Eu interpretez legea așa cum scrie, așa cum este ea scrisă negru pe alb. Eu nu sunt autoritate publică, ok? Eu nu sunt cel care aplică legea. Eu sunt cel care o interpretează, că pe mine m-a întrebat. Și eu îți spun legea din punctul meu de vedere. Punctul meu de vedere s-ar putea să nu fie la fel cu punctul de vedere al celui care o aplică, al reprezentantului autorității publice sau autorității de stat. Dacă, în schimb, nu ți-aș spune punctul meu de vedere și ți-aș zice, bă, trebuie să faci 1, 2, 3, 4, tu faci chestiile alea. Și când te duci la reprezentantul, la ăla care aplică legea și vezi că ăla în loc de 1, 2, 3, 4 răspunsuri îți dă 2 răspunsuri în loc de 4, ai să vii la mine și te superi pe mine. Și o să spui, sau șansele sunt destul de mari să spui, bă, că ai greșit, că uite că m-am dus și nu a fost așa cum ai zis tu, că uite că am făcut, am cheltuit bani și nu știu ce aiure. Da? Eu ca să evit alte astfel de situații, eu vin și mi-expun punctul de vedere. Da, dacă eu aș fi fost în locul acelui reprezentant, acelui angajat, funcționar public, să zic, în termen largi, da? Și veneai la mine, eu ți-aplicam legea după priceperea mea. Că așa am învățat eu în facultatea de drept. Bă, dacă legea e clară, se aplică. Dacă nu e clară, nu se aplică. Da? Că dacă eu nu înțeleg că aici, pe de-o parte, zice, alineatul 1 zice că e albă, alineatul 2 zice că e neagră, da? Aceeași chestiune, odată de ce e alb, odată de ce e neagră, ce să aplic, ce să înțeleg. Iarăși, mi se pare o prostie să apelez la eșalonul superior, să-mi întreb un superior. Șef, cum să numească? A, nu mai e albă, clar. Păi ne luăm după prima chestie. Altul ce, șeful șefului meu, nu mă, nu e neagră, cum? Eu ce să aplic? Înțelegeți? Deci, fac chestia asta și vă dau răspunsuri din punctul meu de vedere, tocmai ca să nu mă trezesc în situația neplăcută în care voi îmi cereți socoteală și mă acuzați pe nedrept că am greșit. Este cea mai bună interpretare. E cel mai bun mod de a da un răspuns juridic, credeți-mă. Poate unii dintre voi sunteți medici. Poate unii dintre voi aveți alte meserii. Să spunem un faianțar, un zidar, un sculptor, un tinichigiu. Să zicem un tinichigiu, dacă am nimerit bine meserii, da? Unul care face, un sculptor. O persoană care sculptează în diverse materiale. Păi îi spune aluia să îi arată o lucrare, bă, vreau să-mi faci lucrarea asta. Sau eu descriu. Da? Și omul meu face după propria lui pricepere. Mă duc la 10 sculptori și fiecare din ceilalți 10, fiecare îmi face lucrarea după propria lui pricepere. Și după cum a înțeles el, este fix aceeași chestie. Nu poți avea un răspuns general de regulă. Da? Sunt și excepții. Unde, în urma unui brainstorming sau în urma unor fenomene inexplicabile în care, domnule, omul ăla chiar are mintea la el, funcționarul ăla public, chiar l-a înzestrat Dumnezeu, i-a dat har să înțeleagă, să priceapă și cu dorință să ajute oamenii, da? Și are aceeași idee, aceleași răspunsuri cu mine sau, ca să nu fac referire la mine, cu altcineva la care tu ai apelat. De asemenea, nici avocați. Ia imaginați-vă sau aduceți-vă aminte câți dintre voi ați apelat vreodată în viața voastră la un avocat, la serviciul unui avocat. Și când te-ai consultat cu avocatul ăla, ce ți-ai zis? Nu la fel s-a exprimat? Dom'le, bă, din punctul meu de vedere așa ar trebui să fie, dar hai să vedem cum zice instanța sau cum vede procurorul, cum vede judecătorul. Ok? Deci de ce? Pentru că e posibil ăla să vadă altfel. Șanse destul de mari să vadă altfel, să înțeleagă altfel. Pentru că nu toată lumea pricepe la fel, nu toată lumea are aceeași capacitate intelectuală. Da? Deci ăsta este motivul. Așa că data viitoare când vă mai supărați, nu vă mai supărați, nu mai faceți, pentru că eu chiar încerc să vă ajut. Bine, în limitele oferite de posibilitățile de timp, financiare, etc. Ok? Bun, sper că am lămurit și problema asta existențială pentru mulți dintre urmăritorii mei. Eu am fost Brian Heather și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Ciao!